Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Sunt colegi de platou, dar și prieteni de-o viață. În mod inevitabil, au trecut împreună prin momente superbe, dar și unele neplăcute. Răzvan Simion a vorbit recent despre un episod pe care nu îl va uita niciodată, acela în care a fost nevoit să cheme ambulanța pentru Dan Oțil. Ce gânduri avea vedeta Antena 1 în timp ce colegul său agoniza, Răzvan Simion și Dan Oțil, duul celebru cu care mulți români își încep ziua, nu mai au nevoie de nicio prezentare. Sunt colegi de platou și prieteni de-o viață, fiindu-și alături atât la bine cât și la greu, mereu cu zâmbetul pe buze și cu o replică amuzantă gata să fie lansată. Cei doi prezentatori au acceptat invitația de a participa la podcastul găzduit de Horia Brenciu. Printre amintiri și provocări, Răzvan Simion a povestit un episod mai puțin plăcut, pe care nu îl va uita niciodată, acela în care a fost nevoit să cheme ambulanța pentru Dan Oțil. În anumite zone din Oltenia se organizează pomana de vii. Mortul nu e chiar mort, e foarte viu, stă în capul mesei. De fapt, el plătește tot. Se dau pachete, tot ce trebuie, noi am făcut deja asta odată. I-a fost foarte rău lui Dani și cu greu a acceptat să-i chemăm o ambulanță. L-am găsit leșinat, era într-o stare, vai de el, era îmbălsămat. A venit ambulanța să-l resusciteze, era rău. A povestit prezentatorul în Iața în timp ce Dani Oțil agoniza, așteptând ca medicii să ajungă la el. Simion și încă doi colegi de la matinalul de la Antena 1 au început să-și împartă moștenirea. L-am chemat pe puberul să mă ajute, a venit și Georgica de la montaj și cu el, Dan Oțil, în stare de semicomă, am început să ne împărțim motoarele, mașinile lui, consola de jocuri. Noi chiar vorbeam serios, a povestit Răzvan Simion. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.